Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit! Urmăriți știri și evenimente locale. Emisiunea noastră de astăzi debutează cu ședința Consiliului Local, ce s-a terminat înainte să înceapă. Amănunt aflăm de la consilierul Daniel Hrenciuc. În primul rând vreau să le spun bună ziua telespectatorilor dumneavoastră, telespectatorilor noștri până la urmă. Acum câteva minute s-a încheiat, înainte de a începe, ca să spun așa, ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Rădăuț din data de 10-8-2009. A fost o ședință cu ordine de zi extrem de importantă după mine, cu puncte foarte interesante și importante pentru cetățenii Municipiului Rădăuț. Din păcate, la intervenția domnului consilier Băncescu Iulian, legat de contractul care nu s-a semnat între SG Servicii Comunale și Consiliul și Primăria Municipiului Rădăuț. Eu vreau să vă spun că putem să dăm 10 termene de anul să vă asemna, din câte mi-am dat seama, pentru motiv că nu se dorește. Iar acum vreau să vă întreb o chestie. Păi hai să vedem despre ce discutăm aici. Domnul, dacă există o hotărâre de Consiliu Local, vreau să vă amintesc că această hotărâre de Consiliu Local, prima hotărâre de Consiliu Local referitor la spațiile verzi, a fost dat undeva în martie. Domnule, nu putem chiar așa, adică de ce, eu nu știu, mai are rost să ne întrunim în ședință de Consiliu Local să ne hotărâre dacă ele nu sunt puse în aplicare? Eu vă spun că pierdem vremea. Dacă doriți să continuăm ședința de Consiliu Local, vă rog, semnați acest contract și haideți să îl înregistrăm și dăm drumul mai departe. Dacă nu, cu termene și cu chestiuni de tipul ăsta, chiar nu ajungem la chestiunea asta a negocia până în aplicarea unor hotărâri de Consiliu Local. Am constatat că toate contractele care erau făcute în primărie erau semnate către directorul tehnic și mai mult de atât, chiar dacă nu era parte tehnică legată de acel contract, era semnată de domnul Boțe. Toate concesiunile pe care s-a dat la primărie erau semnate de domnul Boțe. Mai mult de atât, acest contract care face referire la spații verzi e tehnic. Nu se poate, cineva trebuie să confirme acele lucrări, devizele și situațiile de lucrări trebuie să le confirme directorul tehnic. El trebuie să vadă dacă are anexe, dacă trebuie să facem comandă și așa mai departe. Eu nu am dispoziție din partea domnului primar să semnez acest contract. Dispoziție scrisă. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că în legea 215, la articolul 62, se prevede că primarul reprezintă unitatea administrativă teritorială în relație cu alte autorități publice, persoane fizice sau juridice. Eu, ca să nu creeze falsa impresie că, într-adevăr, blochez activitatea, eu semnez. Eu l-am sunat. Hotărârea care este dată de către Consiliul Local este trimisă prefectului, iar domnul primar a făcut o adresă la prefectul județului Suceava pentru a contesta hotărârea în instanța de contencios administrativ. Deci, eu ce vă rog, până când prefectul nu se pronunță și nu ne trimite o hârtie să reanalizăm această hotărâre, acest contract nu se poate semna. Dumnealor au ales să plece din sală. Noi declarăm grevă. Deci eu sunt în perfectă legalitate. Haideți că sunt probleme importante pe această ședință. Uite, într-un sfert de oră o să avem una. Într-un sfert de oră, domnul Băcăciu, cred că au fost foarte probleme. În acest fel, ședința a devenit, deci ședința a rămas fără, n-a întrunit cvorumul prevăzut de regulament și s-a închis. Eu am o corespondență primită la domnul prefect în care spune așa, că toate contractele care s-au dat prin atribuire directă trebuia concesiune. Și eu de asta am
tras de, nu că am tras, am făcut o corespondență și am contestat aceea hotărâre. Dacă nu primeam atunci la ultima ședință când am spus că viceprimarul răspunde în totalitate și să preia acest departament cu spații verzi, nu primisem adresa de la prefect să mă atenționeze că nu sunt în regulă. Sunt toate concesiunile date de serviciul comunal prin atribuire directă. Și societatea serviciul comunal este o societate SA, oricare societate, pe acțiuni, și el ar fi trebuit să vină și alții pe oferta respectivă, să scoate pe licitație. Practic, în acest moment, din ceea ce a spus primarul municipiului, Aurel Olarean, există o așteptare vis-a-vis de un document care s-a trimis la Prefectura Județului Suceava, urmând ca prefectul să se pronunțe asupra legalității sau eventual ilegalității acestui contract. Asta a motivat primarul municipiului, asta le-a și transmis în mod public aici la celor din Partidul Social Democrat și consilierului de la PNL. Domnilor, n-ar fost mulțumiți de răspuns. Din punctul meu de vedere, ca și președinte de ședință, cred că soluția pe care au ales să plece de la ședință nu este una bună, pentru că puteau să mai aștepte până când prefectura va da acel răspuns și în funcție de răspuns să-și abordeze strategia ulterioară. Sigur că sper că va fi convocată o nouă ședință extraordinară, pentru că este vorba aici de probleme importante, preluarea personalului medical la unitățile de învățământ, rectificarea bugetară, iarăși o contribuție pe care municipiul trebuie să o realizeze către ACET Suceava în urma asocierii, și atunci toate aceste probleme nu prea suferă amânare. Văd că campania electorală a început, de fapt nici nu știu dacă s-a încheiat, pentru că, repet, absența consilierilor împiedică desfășurarea lucrărilor Consiliului și, prin urmare, toate acele puncte rămân în suspens. Aștept o nouă următoare ședință în care, sigur, problemele vor fi rezolvate. Bună ziua, bine v-am găsit! Am convingerea că dumneavoastră nu mai aveți vreme să scrieți scrisori. Parfumul plicurilor, sosite din depărtări cu poștalionul, s-a spulberat. Dacă vă atrag cărțile, al căror limbaj este încărcat de dulceața trecutului, ei bine, opriți-vă asupra volumului ce reunește o parte din scrisorile lui Iraclie Porumbescu, tatăl compozitorului Ciprian Porumbescu. Este una dintre acele cărți pe care o poți așeza fără ezitare pe raftul de sus al bibliotecii. Cartea este îngrijită de Nina Cionca, nepoata compozitorului Ciprian Porumbescu. Din scrisorile concepute acum 100 de ani, renaște satul bucovinean, sunt evocate orașe Rădăuți și Cernăuți, sunt amintite întâmplări dramatice în care prietenii sau neprietenii joacă un rol hotărător. Îndemnul meu de astăzi nu se adresează, firește, specialiștilor care vor fi întors de mult pe toate părțile literatura epistolară. Mă adresez în primul rând căutătorilor de comori închise în paginile cărților, comori peste care s-a așezat praful uitării sau al ignoranței noastre. Preotul Iraclie Porumbescu a murit la 13 februarie 1895. A mai supraviețuit 12 ani după moartea lui Ciprian Porumbescu. Scrisorile poartă amprenta unui om încercat de cea mai mare tragedie, a părintelui care ajunge să-și înmormânteze fiul. Îmbinare de dramatism, tuieșie, ironie, dar și umor, scrisorile lui Iraclie Porumbescu rămân o punte miraculoasă spre trecut. Și în vreme de criză, numai visul ne poate salva. Rămâneți cu bine!
Copiii cred că realitatea e ca în desene. Învață-i să traverseze corect. Poluarea de la Eger, un balon dezumflat în care nu mai cred nici cei ce au lansat zvonul. De la ideea de referendum și strângerea de semnături pentru a opri investitorul austriac, miercuri 12 august, la Casa Municipală de Cultură, dezbaterea publică a reușit să adune mai puțin de 50 de persoane. Reprezentanții firmei au adunat în prezidiul întâlnirii cei mai de seamă reprezentanți ai autorităților de sănătate publică și de mediu, cercetători și șefi de departamente, meniți să dea răspunsuri tuturor celor interesați de construcția fabricii de adezivi pe platforma industrială de la Eger. Din cei aproape 50 de curioși care au ocupat loc în sală, mai puțin de 5 au pus întrebări, de cele mai multe ori izvorâte din necunoaștere, confuzie, dezinformare sau lipsă de documentare. În luările de cuvânt, primarul și 3 consilieri locali au susținut investitorii firmei Eger, arătând celor de față avantajele acestei investiții. În răspunsurile la întrebări, directorii firmei Eger au ținut să precizeze încă o dată că sunt deschiși comunicării și pun la dispoziția tuturor celor interesați documentații științifice și tehnice privitoare la fabrică și nu doresc să fie confundați cu firma de la Sebeș ce are un alt investitor. Noi ne-am exprimat întotdeauna disponibilitatea. Puteți să culegeți datele de care aveți nevoie direct de la noi. Ați făcut afirmații nenumărate, continuați să faceți legătura asta între noi și Sebeș. Eu aș vrea ca legătura asta să nu se mai facă. Este un alt investitor. Rubrica Cultural vă invită să urmăriți aspecte dintr-un spectacol evreiesc ce a avut loc gratuit la Casa Municipală de Cultură. Deci, grupul folcloric israelian Mati Yehuda a făcut un spectacol ieri în municipiul nostru, venind prin filiera societății literare și culturale Orfeus, din Botoșani. M-am întâlnit cu liderul acestei organizații, domnul Moroșanu, în care mi-a explicat că are în program, în mai multe orașe din Moldova, să concerteze și să facă un spectacol acest grup izraelian. Am fost interesat, am luat legătura cu primăria municipiului, mi s-a oferit Casa de Cultură pentru ziua de ieri și atunci i-am invitat acest grup să-și facă spectacolul lor. Avem în vedere, plăcându-le lumii, ceea ce s-a văzut, că au fost destul de mulți spectatori ieri, plăcându-le lumii, am luat legătură cu ei și încercăm, ca în fiecare an de zilele Rădăuțului, să invit acest grup în Rădăuți, pe cheltuiala comunității și, bineînțeles, cu sprijinul primăriei. Încercăm, de asemenea, să facem și un parteneriat, să plece de la noi grupuri folclorice în Israel și de la ei să vină la noi. Thank you.
very glad to be here. And you see many people, everyone bring his culture, and we believe that culture, dancing, folk, music, we believe the peace, the language of peace among the people. Mulțumesc, mulțumesc. Sperăm ca să facem o colaborare cu acest grup izraelian, cu fiecare an de zile rădăuță de să invităm să facem o colaborare cu ei. Asta este dorința noastră. Sperăm să fim bine. Thank you for your beautiful show. Thank you.